Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. După cum știți, s-a adăugat un nou brawler, mai exact unde ești? Uite, Rosa. S-a adăugat Rosa, probabil că toată lumea știe deja care e treaba cu Rosa. Noi avem aici 37 de cutii de astea normale și 6 big boxuri, big se numeau, nu? Da, uite, big boxuri. Și m-am gândit să fac un mare case opening și să sperăm că o picăm pe Rosa. Oricum, și în cazul în care nu o picăm pe Rosa, stați liniștiți, tot o să jucăm cu ea, pentru că fratele meu o are deja cumpărată, așa că dacă nu o pic eu, 100% intru pe contul lui și jucăm de acolo. O să începem direct în forță cu un big box, hai să vedem cine așteaptă în acest big box. Apare în momentan nimic interesant, token doubler, asta îmi place, și 5 gemuri, bun. Asta nu ne mai interesează, avem și noi bani, ia stați un pic, shop, nu, trebuie să intrăm la shop. Costă 19 și exact 19 avem, vai, deci o și putem cumpăra dacă chiar trebuie neapărat. Dar totuși eu sper că o să picăm, hai să fim optimiști. După aia să jucăm cu ea, să vedem care-i mă treaba cu Rosa. Opa, stai că eu mă duceam cu mouse-ul la mama naibii, dar nu-i nevoie. Deci în total sunt 43 de cutii și sunt destul de multe de ele mari, ar fi culmea să nu o picăm. Până la urmă e un brawler rar. Iar 5 gemuri, așa da. Ia chiar, ce brawler ne mai trebuie? Uitați, deci ăștia doi ies din calcul pentru că o să-i primim atunci când facem nu știu ce puncte. Mai e Rosa, Penny, Carl, Pam, Frank. Deci mai sunt o grămadă pe lângă cei mitici și legendari. Mai sunt o grămadă, deci trebuie să picăm ceva pe episodul ăsta, n-ai cum. 12 gemuri, câte gemuri facem? Ne cumpărăm ceva ca lumea de gemuri. Nu dăm banii, trebuie să o picăm, mă, din cutii. N-are cum să dăm bani pe ea, să fim serioși. Uite, event ticket-uri. Merge treaba, bossule. Mai avem 30 de astea normale. Tot broc. Am o grămadă de puncte, dar nu am bănuți. Acum, pe episodul ăsta, sper să fac și niște bănuți. După cum ați văzut, pot să dau, uite, la 5 brawler le pot da upgrade și nu am bănuți. Hai să vedem câți bănuți am acum. Bă, dar nimic. Am 350, e ok. Îmi trebuie... Uite-o, bă, am picat-o direct. Tânăra Rosa. Ăla-i tati. O avem pe Rosa. Cum facem și noi de un thumbnail de... Aoleu, ce-am făcut? Nu-i bai, unde e Rosa? Aici, unde ești Rosa? Ia uitați ce avem noi aici. O dăm direct select. Și continuăm cu opening-ul să vedem, poate mai picăm ceva. Dar atât de ușor o prins pe Rosa, nici nu merită să o cumperi, să dai gemurile degeaba, n-are sens. Bă, încă unul, cel puțin, dăm, te rog. Uite, mi-au dat și puncte, chiar puncte pe Rosa ar trebui să iau, că ne cam trebuie upgrade pe ea. Mai întrebă, bă, măcar un brawler din atâtea cutiuțe, măcar unul. Eu încă am, stia stați un pic să văd o chestie, brawler. Așa, eu încă am din ăștia, cum se numesc, super rari. Deci să nu mai vorbesc, am deci 2 epici și 2 super rari. Ar fi culmea, bă, să nu mai picăm încă unul, bă, 70 de bănuți aia, da, îmi place, mulțumesc. Iară token double, deci o să facem la cutiuțe din nou, pentru un viitor opening sau cine știe. Dacă vă plac opening-urile, mai facem, cum să nu facem. Bănuți îmi plac, de mi-ar veni numai bănuți, nici nu mai trebuie puncte pe ceilalți. Astăzi ne axăm pe Rosa. Să vedem, totuși poate ne mai vine încă unul. Bine, oricum, chiar dacă ne mai vine încă unul, tot Rosa e subiectul principal. Pentru că abia s-a adăugat, vineri s-a adăugat, dar acum e vineri seara când filmez episodul pentru sâmbătă. Rosa 8 puncte, mai trebuie încă 6 puncte pe Rosa ca să-i fac un upgrade. Măcar atâta dăm, te rog. Să poate pus să cumpăr, deși nu cred. Hai, dacă rup mouse-ul la câte click-uri dau. Oare merge să apăs și pe altceva? Cred că mergea, da. Apare, nu trebuie să rup mouse-ul, cred că merge și de pe space. Dar vreau pe Rosa. Bă, și tichetele alea sunt foarte bune. Uite, deja am 27. Că imediat, uite, și gemuri. Bun. Așa sunt tot de ea. Opa, stai. N-am dat bine. 17, vai câte am pe Barley, uite și pe primul, pe toți pot să dau upgrade. Numai pe Rosa nu.
Haide că vreau să-i dau și la Rosa un tichet, bătaie de joc. Când se adaugă, uite, 9 ore, hopa. Deci dimineața se pare că putem să jucăm tichetele, să facem o grămadă de cutiuțe. Și cred că într-o săptămână deja avem iar puncte pentru, adică cutii pentru un opening Branao. Pe Rico nu-mi trebuie deloc puncte, nu-mi place deloc Rico, săracul. Dă el destul de bine pe echipă, dar nu știu, mie îmi place mai mult să joc la solo și pe solo e praf. Hai bă, te rog, încă 6 puncte pe Rosa, 6, bă, nu cer așa de mult. Vreau să-i fac upgrade. Haide bă. Am numai 3 cutii de astea mici și după aia trecem la alea mari. Bull. No, bine, când dai pe bull. Și pe... Uite, mai am 2 cutiuțe, hai să vedem. Opa, au încărcat cam greu, oare de ce? Ne dă ceva? Ne dă ciuciu. Shelly, uite câte am pe Shelly, bă. Dar n-am bani, bine, acum cred că o să am bani. Da, deja am 900 și mai am ceva cutiuțe. Bun. Dăm, uite, bă, bun, exact 6, perfect. Deci sunt mulțumit, nu mai avem, mai avem doar 5 big box-uri. No, hai să vedem aici, tată. 50 de puncte, mersi, pe Piper nu mă interesează deloc. Pe Colt, da, aș vrea și pe Colt. Colt e foarte bun, mai sunt 4 cutiuțe. Și ne apropiem de sfârșit, măcar îmi dă bănuți, avem bănuți cu nemiluit acum și gemuri, bă. Deja 44 de gemuri, o să strângem gemuri, să cumpărăm ceva ca lumea, cine știe. Poate reușim să cumpărăm un Brawler sau naiba știe, nici nu știu ce poți cumpăra. Mai avem 2 cutiuțe, bă, și nu mi-a venit altceva, ce tristuț. Bine, mi-a venit Rosa, asta e cel mai important, că pentru asta am și făcut opening-ul ăsta, nu? Pentru asta am strâns cutiile, pentru Rosa. Din păcate, doar Rosa a fost, din fericire am picat-o. Așa, să facem și un upgrade. Brawlers. Bun, upgrade. 20, ia să vedem, îi crește health, viața cu 250, atacul cu 24. Atac cam puțin tem. Oare puncte de astea? Nu pot să-i cumpăr. Cum aș putea să cumpăr puncte? Asta e un pic shop. Claim. Token double am 400. Nu știu si... Opa. New Brawler Carl. Ce s-a întâmplat? S-a dus oferta cu Rosa? Bă, s-a dus oferta cu Rosa, bă, a apărut Carl. Dar scria că mai sunt 2 zile, bă, ce naiba. În fine, nu contează, o să jucăm pe solo moment, la... pentru un moment. Hai să vedem. Din câte am văzut la Nociv, că au făcut și el episod, o picat 10 Rosa într-un match. Sunt chiar curios dacă am norocul ăsta, în ghilimele, să pic și eu la fel. Hai să vedem cum dă tânăra Rosa. Din câte am văzut, dă damage foarte mult, din păcate doar... A, da, am înțeles. Deci se repetă istoria, aparent toată lumea pe care o pică pe Rosa la început o să aibă match doar cu Rosa. Am înțeles. Și mie îmi trebuie să dau niște damage ca să-mi fac ulti... Aoleo, deci chiar numai Rosa, numai Rosa. Ai de capul meu, stai, bo, stai, stai, potol. Ce ai făcut, ce ai făcut? Hai, încă o dată, încă o dată. Bun. Luăm și noi locul 1 din prima sau sal. Harta asta e harta cu suculețul ăla. Și o să luăm suculețul. Hopa, stai potol acolo. O, da, ultimată versus ultimată. Eu am și suculeț, hopa. Ultimată din nou, ce naiba. Bă, cum am murit. M-am omorât cu ultimata. Bă, vedeți ce înseamnă power 6. Rank 5, dar țineți cont că e primul match și toți 10 am fost Rosa. Și Rosa versus Rosa e cam dubios, nu? Ce să zic acum? Trebuie să joci și tu cu alți brawler. Trebuie să jucăm un pic până nu ne-o dă tot Rosa de 10 ori. Dacă înțelegeți. Uite, gata, aparent am terminat deja cu match-ul ăla. Nu înțeleg care e faza, cât îl duce capul pe jocul ăsta să ne dea match cu 10 Rosa. Ia uite, bă, acum a doua altă viață. Faze că mie îmi trebuie ultimata. Opa, n-am făcut deloc bine ce am făcut. Pentru că eu nu am... Am murit primul, boșilor. Primul. Nu mă pricep să mă joc cu Rosa, aparent. Din fericire nu pierdem nici trofee, nici nimic. Am pierdut 20 de secunde, la că nu se supără nimeni.
Bă, dar am văzut, trebuie neapărat power pe ea, mă. Dacă îi bagi niște power-i blană de tot, că am văzut că dai foarte, foarte mult damage cu ea dacă îi dai power. Eu dau doar 500 damage. Am văzut că se dă foarte mult. Hai să vedem, uite, ăsta n-are power pe ea. Deci, logic ar fi să o batem, nu? A, am înțeles, o mai venit încă unul. Stai, stai, bă, are ultimata, are ultimata, nu ne batem. Deci dacă are ultimata, pur și simplu nu am ce să-i fac. Opa. Ai, bă, mi s-a încărcat și mie ultimata exact în sutimea în care am murit, bă, n-ai cum. Nu, deci aparent nu prea e bun pe solo. Hai să vedem la echipă cum o dă. Ce să jucăm? Hai să jucăm un Siege. Cum o dă Rosa la Siege? Ideea e că pe Brawlerul ăsta contează ultimata 99%. Fără ultimata ești total inutil. În schimb, cu ultimata ești total invincibil. Ci că searching for players. Player found 1 din 6. Băi, ești serios? Deci, tocmai pe filmare îmi faci chestia asta, n-am pățit în viața mea să nu găsească match. Eu nu pot să cred așa ceva. Bă, cum e posibil, bă? Deci ați mai pățit vreodată să nu vă găsească un match de Brawl Stars? Doamne. E prima oară și tocmai pe filmare. Nu pot să cred așa ceva. Deci Siege nu merge să jucăm. Vă dați seama? Hai să vedem. Gem Grand merge. Tot așa 2 din 6, 1 din 6. Deci aparent doar pe solo ne putem juca. Pe solo într-o secundă. Direct 10 din 10. Bă, ce-i cu jocul ăsta, băi, contra mine? Jur că întotdeauna când încerc să filmez, varză, nimic nu merge. Și când nu filmez, totul e ok, îmi găsește meciul, joc bine. Așa se întâmplă mereu, mă. Dar hai să fim optimiști, ne trebuie power. Că, bine, și ne trebuie ultimata, aia e cea mai important. Stai, ăsta de unde are, bă, ultimata? Hai, fi serios. De unde ai, bă, șefule, ultimata? Opa, nu a apucat să-și dea fraierul. L-am spart și acum am și ultimata, din fericire. Bun, ce faci? Vii peste mine? Nu, hai, hai peste mine. Ce ai făcut? N-ai mai venit peste mine. Ultimata e foarte, foarte OP, dar fără ultimata n-ai ce face cu ea. Dacă ultimata dă, fraților. Uite, acum dau și eu damage, altă viață, păi nu? Opa, nu, 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 nu. Nu mă pot bate cu ea când are ultimata. Asta o să mă prindă și o să mă cam omoare. Sau nu? Acum am eu ultimata. Ce ai făcut, șefule? Acum eu cu ultimata? Nu, 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 că ai mai puțină viață. Opa. Bă, deci... Opa, nu, 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 nu. Ce bine am prins că aveam ultimata. Ăla-i tati. Bă, dar asta câte skill-uri mai are? Întreb așa pentru un prieten. Oleu, ce se întâmplă? Vai, Frank, e atât de OP, mamă. Pe Frank îl vreau neapărat, dar după cum ați văzut, jocul nu vrea să mi-l dea. Trebuie să facem un rank pe asta și să o upgradăm cumva, dar nu știu cum. Cum naiba să o upgradez, că e grele. Îmi trebuie mult damage. Dacă ai mult damage, ești tare. E bine, ideea e să nu joci contra alt Rosa. Rosa versus Rosa ține strict de noroc, nu știu cum să zic. Uite, ăsta are 5000 HP, dar nu cred că face diferența, sincer, 250 HP sau cât era diferența între noi. Da, 250, uite și cu ăla. Trebuie să luăm neapărat cutiuțele. Ai, bă, dacă trebuie să dau într-o cutiuță, bă. Leon. Uite aici unul cu mai puțin HP. Haide și cu ultimata, te rog. Bun, nu mai trebuie să-mi dau ultimata. Perfect, perfect, perfect. Bun, mi-am dat-o doar ca să fug acolo. O venit altă Rosa cu ultimata, din păcate. Hai, mă, că degeaba vii pe mine. A, de fapt, nu-i chiar degeaba care rank, adică de ăsta, level mult mai mare. Nu chiar mult, dar face diferența, vă zic eu. Ia uitați cum a bătut. Deci avea 2400, mi-am dat 3 skill-uri în ea și ghiciți ce? Tot 2400. Am nimerit și pe o hartă nasoală. Vă dați seama că Rosa își dă ultimata și după aia ia suculețul. Deci e invincibilă și are damage extrem, extrem de mare. De capul meu, da. Nu știu, eu nu-s bun deloc. Nu știu pe mine cu ce trofee mă dă să joc boss. Hai mă, îl bași eu pe ăsta sau sal. L-am bătut, aparent, da. Doamne ajută și fără ultimată. Bun, 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 acum avem mare ultimată. Nu, hai cu ultimată. Hai, șefule.
Oh, pe Barley, cu Barley n-avem ce face, bă. Chiar, bă, oare când ai ultimata, dai damage mai mare cumva? Deși nu cred. No, no, no. Ar fi prea frumos. Ah, ce-mi place când eu mor. Și am din nou ultimata, ceea ce e foarte bine. Hai să vedem, Penny, ce faci? Penny, mi-ai și mie cutia aia sau sal? Hai că bun, am luat cutia. Ai, na. Și-o pus ea porcăria aia acolo. Nu, atunci hai că facem altcumva. Facem așa, ce zici? Ești mulțumit așa? Hai da, hai de la tata. Dintr-o bucată, bă, ești nebun? Bă, dar cât îi mai ține la asta? Cât îi ține, bă, ultimata? Bun, bun, bun. Hai, încă una, încă una. No, deci nu pot să cred ce tocmai s-a întâmplat acolo. Ai de capul meu. Uai, ce fight a fost acolo. Băi, eu n-am ultimata, dar am suculețul pentru un moment. Aparent n-am făcut treabă cu suculețul. Tristut, sincer, a fost un pic cam... Uite că și-a dat ultimata, bun. Bă, dar uite cât mai am eu până la ultimata. Mă duc să-mi iau suculețul, că e mai important decât alea două. Și acum mă duc pe ăsta cu mare ultimata. Haide, wow, mi-am dat super, super, super bine ultimata și primul match cu locul 1 cu Rosa. A fost sincer un match genial. Aparent chiar am făcut față la alte Rosa. Bine, mă, uite, acum facem și cutiuțele la Blanao pentru un alt episod. Hai să mai jucăm măcar un match, să vedem ce facem. Mai luăm un loc 1 sau salbă. Dacă ai puțin noroc să iei niște cutiuțe, e genial. No, ce faci, boss? Hai, hai, hai. Haide, haide. Ce ai făcut? Ce ai făcut? N-ai făcut treabă. Am mai mult HP ca el, n-are cum să mă bată, deci aparent chiar contează chestia aia. Bă, eu mereu mor primul sau fac primul kill. Nu știu cum reușesc, dar așa se întâmplă. Hopa, nu mă duc, e celălalt. Unde te-ai dus, șefule? Nu știu unde a dispărut, dar... mă bătu cu un singur skill. A, avea suculețul, mă. Avea și ultimata și suculețul. Nu, mai dăm unul. Deci exact cum v-am zis, cu 10 secunde înainte, ori fac primul kill și câștig, ori mor primul. Una din două, niciodată varianta de mijloc. Fiți atenți aici iară. Hai să vedem, primul kill sau pierd primul. Una din două. O să merg aici în mijloc. Tot de ăștia de distanță, aparent, care aruncă cu chestii și e cam greu să te ferești de aia. Opa, ce acolo, bă? No, ce ai făcut, bă, ăsta? Dynamite, te-ai băgat tu acolo, cam urât, sincer. N-ai gândit-o foarte mult. Și nici tu n-ai gândit-o foarte mult, pentru că și eu am ultimată, nu doar tu, fraiere. Ai încercat-o acolo ceva, mă. Bine, bine, bine. Hai să vedem. Pe cine mai omorâm, pe cine mai omorâm. Hopa. Hopa. Bă, nu mă așteptam. Jur că nu m-am așteptat nicio secundă să-i fac asta. A avut suculețul. Mă, iară m-am băgat pe suculeț. Bă, cum e suculețul ăla? Ne mai încercăm o dată norocul pe Siege. Poate acum ne lasă. Chiar nu înțeleg de ce nu ne-au lăsat să ne jucăm. Am mai crescut în trofee. Poate acum merge. Per total, eu zic că e un... Bă, sper că am dat Siege, nu? E un brawler așa și așa. Nu e nici cel mai bun, nici cel mai rău. Ideea e că dacă crești foarte mult în trofee cu el, adică dacă îi dai upgrade, nu dacă crești în trofee, o să fie mult mai bun, atunci poate se schimbă situația. Nu, aparent nu ne lasă să ne jucăm pe Siege, nu am idee de ce, n-am mai pățit niciodată. Să spuneți voi, de ce nu mă lasă să mă joc pe Siege? Ce am făcut? Ce am făcut, bossule, de nu mă lași? Bă, ia stai, stai, stai. Ah, n-am apucat să dau exit. Am vrut să joc un duo. Poate pe duo e mult mai bună, nu știu. După cum v-am zis, am jucat cu ea cât am jucat pe ultimul episod, doar am testat-o să văd cum e și atâta. Deci nu m-am jucat cu player ca să știu. Bă, uite că dă în ambele cutii, bă, asta nu știam, bă. Trebuia să fac asta întotdeauna. Ce faci, Rico? Stai potol, Rico. Vai ce mă disperă ăștia. Și acum fuge. S-o băga mare Rambo, el șmecher și acum au fugit. No, bravo, tată. Ai făcut mare treabă. Hai, dăm cutiuța. M-aș duce după Piper, hopa. Are ceva ce nu-i frumos. Bun. Așa, e bine să luăm din astea cât mai mult. Suculețul, suculețul.
Ia meu suculețu și mergem, uite, aici. Haide, mă! Uite, bă, cum fuge. Aoleu, ce face? Deci suculețul ăla n-ai cum să o dai cu el, te distruge pur și simplu. Hai, Piper, n-are, mă, curaj, Piper, are și numai două de alea. Din păcate nu am ultimat, asta nu-i deloc bine. Trebuie să-l prind pe unul fără... Aoleu, ăsta are și suculeț și ultimată, ce nu are? Bun. Ei, na. Ce naiba se întâmplă acolo? Cum face toate șmecherile? Opa, mai suntem numai noi. Bă, da. Du-te și pe Piper, bă. Hai, mă, du-te. Aveam peste jumătate de HP. Uite că și pe ăsta îl bate, bă, ești nebun la cap. Deci un Piper versus doi de ăștia la apropiere ne-au bătut pe amândoi. Vai de viața mea. Deci, per total, asta e Rosa. Eu zic că e încadrată exact unde trebuie. Nu, de fapt, stai, unde e încadrată? Este un rar. Deci, e, da, exact unde trebuie. Nu e nici foarte bun, nici foarte rău. E exact mediu. Nu e un fel de El Primo un pic mai interesant. Sincer, un pic mai interesant decât El Primo, dar foarte puțin. Sper că v-a plăcut videoclipul și Rosa. Nu uitați de like, share, subscribe și noi o să ne revedem data viitoare cu un nou episod. Salutare!